Pentru ganajul de ciocolată albă o să avem nevoie de 140 de grame de frișcă, 200 de grame de ciocolată albă și aromă de vanilie. O să punem frișca în microunde circa un minut să se încălzească. Nu trebuie să atingă punctul de fierbere sau o putem încălzi pe foc, până la punctul de fierbere. O las un minut. Acum o să tăiem ciocolata bucățele. Frișca este gata. Așa, am tăiat ciocolata. Frișca s-a încălzit. Punem ciocolata în vasul cu frișcă. Amestecăm și lăsăm să se topească ciocolata. Din frigider am scos ganajul nostru, s-a răcit. I-am să tai puțin aici și am să-l bat direct aici ca să nu stropesc peste tot. La urmă o să adăugăm și puțină vanilie. Adăugăm și puțină vanilie. Acesta este ganajul de ciocolată albă. Ia uitați-l. Îl dăm și pe acesta la frigider. Îl acoperim cu folie.